Biserica Ortodoxă cinstește sâmbătă 29 august tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Cu acest prilej, mănăstirea Bic își serbează hramul. Mănăstirea are două biserici, una de lemn ce datează din anul 1778 și una mai recent din zid datând din 1998. Astăzi, mănăstirea Bic este una dintre cele mai cunoscute și frecventate mănăstiri din această zonă, credincioșii fiind atrași de liniștea pădurii, frumusețea miilor de flori și de sfintele slujbe oficiate aici. Mănăstirea este pastorită de Maica Stareță Marina Lupou și are o obște de 15 vieți. Maicile de la Bic au înțeles că astăzi monahul trebuie să își dezvolte și latura misionară și socială, de aceea au deschis un azil pentru bătrâni și un centru social pentru copiii săraci și orfani, care oferă școlarizare și un adăpost pentru 25 de copii.